Dacă vreți, de la cercetările astea foarte experimentale în laborator de la cultură de celule, până la cercetarea epidemiologică, care până la urmă și ea este o cercetare foarte importantă. Deci vreau să aveți așa o paletă foarte largă. Deci cu cercetarea ce face? Obții informații noi. Asta este foarte important. Acum, informațiile astea noi pot să slujească, poate, la o înțelegere mai bună a bolii sau la găsirea de noi tratamente, dar pot să slujească numai puțin onorabil la a ști care e situația într-o țară, spre exemplu, în România. Global vorbind, numărul de, să spunem, publicații în domeniul demenței este acum, în ultimii ani, cam de 10 ori mai mare decât era în urmă cu 10 ani. Deci s-a făcut un progres pe toate palierele astea. Cel mai rău stăm, să spunem, tocmai la partea care ar fi poate cel mai ușor de abordat dacă aveau finanțare, cel mai la neuroepidemiologie, la datele la colegi, și pe asta s-a insistat astăzi foarte mult. În rest, fiecare suntem parte din diverse structuri europene, și doamna profesor, și eu, de exemplu, sunt membru al panelului european pentru demență în Federația de Neurologie. Avem contacte de cercetare, facem tot felul de aplicații pentru fonduri de cercetare împreună. Asta însă este, să spun așa, datoria noastră, mai mult sau mai puțin, de a încerca tot timpul să obținem fonduri pentru cercetare și tocmai că partea cealaltă este cea mai neacoperită. În asta s-a realizat un progres, zic eu, bun, în ultima decadă. Da, dar eu aș adăuga faptul că suntem înscriși în JPND, ceea ce este un mare succes și înseamnă un angajament al Guvernului pentru prima dată, după părerea mea, se întâmplă. Și să nu uităm că vor apărea deja, sunt niște centre de cercetare cu o bază, cu o infrastructură la nivel internațional, la Cluj, Institutul condus de domnul profesor Dacian Mureșanu, la Colegina, domnul profesor Bogdan Popescu, la Spitalul Obregia în mai 2015. Sperăm să nu întârziem prea mult cu Centrul de Neuroștiințe și de cercetare transnaționale în psihiatrie și neuroștiințe. Deci se creează o bază de cercetare competitivă și să sperăm că vom găsi în acest interval, vom putea selecționa personal, vom putea angaja și așa mai departe. Deci există niște premize foarte încurajatoare care nu au existat până acum. Dar totul depinde de o minimă, totuși, chiar și la nivelul cercetării. Deci noi lucrăm împreună, lucrul acesta care ne vedeți aici, la o strategie de cercetare pe care trebuie să ne înscriem pentru a fi identificați de colegii din alte țări europene. După cum ați văzut, s-a ales, s-a luat această decizie, să nu mai fie cercetarea fragmentată, să fim în competiție pentru banii colective care facem același lucru, dar asta înseamnă unirea cu celorlalte centre, consorții, intrare, includerea consorții foarte largi pe teme de cercetare anume. Noi suntem înscriși, am înțeles că deja este o scriere pe o anumită direcție, în inflamație. Da. Și vom vedea. Dar eu, într-un fel, și societatea Alzheimer, cer scuze că vorbesc că de muncă, organizațiile guvernamentale a fost poate prea ambițioasă față de mentalitatea societății și modul care restul societății au mers, nu știu, au fost foarte bine trăinați de Alzheimer Europe și alții și au făcut. Pe de altă parte, iarăși, cercetătorii și medicii sunt la un nivel internațional, nu e o diferență prea mare, dar între noi și ceea ce se întâmplă cu pacienți și ceea ce se întâmplă în țară, sunt prăpastii, sunt prăpastii. Alo? Și atunci poate că o parte din frustrările noastre, că de din așa se transferă și ele în, pentru că degeaba calificăm oameni care erau loc de muncă, avem, sau mă rog, încercăm să recomand degeaba, dar e foarte puțin impactul asupra societății. Inadmisibil de redus. Și România e foarte mult în urmă, nu suntem numai noi. Problema și modul în care noi am vorbit în acest demers este că avem să încercăm să păstrăm sigur și decența și proporțiile față de probleme cu urmă.